Administrația Județeană a Finanțelor Publice din Mehedinți aduce la cunoștință contribuabililor comunicatul Agenției de Administrare Fiscală referitor la dezvoltarea sistemului informatic SAFTE, un sistem informatic construit pentru o mai bună colaborare între Agenția Națională de Administrare Fiscală și companiei. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că anul acesta va finaliza dezvoltarea sistemului informatic SAFTE. Acesta va fi gata în luna iulie, după ce în ianuarie și februarie vor avea loc mai multe consultări între specialiști. Acest sistem informatic își propune să dezvolte corespondența și relațiile între Administrația Națională de Administrare Fiscală și companii în ceea ce privește raportările pe care companiile le au de făcut, în ceea ce privește deciziile pe care Administrația Națională le are de adus la cunoștința contribuabililor, de asemenea, în ceea ce privește serviciile informatice oferite contribuabililor. SAFTE prezintă un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile de la contribuabil la fisc sau la auditori externi. Practic, autoritățile fiscale vor avea acces electronic direct la deconturile de TV ale firmelor și la facturile lor și vor putea verifica în timp real dacă există probleme sau nu. Conform autorităților fiscale, SAFTE va duce la eliminarea anumitor formulare.